dar ce naiba, un artist, ce dracu, nu gândește, nu, adică, nu trebuie să ia atitudine. Dacă se întâmplă ceva urât, rău în țară, el trebuie să tacă sau să zică nu, că eu sunt artist, eu n-am treabă. Adică eu trebuie să stau într-o parte, să stau așa cu mâinile în șolduri, să mă uit ce se întâmplă, la ce se întâmplă în jurul meu. Să nu iau atitudine. Duminică la 19:00, interviu cu Zinaida Julea la Realitatea TV. Am furat un harbuz? Băi, l-am scăpat, când-i fugăre paznicul. L-am scăpat de câteva ori jos. Și nu s-a stricat. Nici prin minte să-mi treacă, auzi? Când am ajuns acasă cu el și crestu. Era de asta pentru vite, pentru deșel cu coajul tare, 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 care și ala cu toporul trebuie să-l desfaci.